Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Doamne lor și domnilor, urmează întâmpinarea ministrului apărării a Republicii Moldova, domnului Eugeniu Sturza. Egale, băneați! Rim! Pentru nori spre stângă! Prezentați! Ori! Domnule ministru al apărării, Brigada 1 Infanterie Motorizată Moldova, Ordinul Crâniță Patriei, clasa 1, pentru aniversarea 26 de la crearea unității și depunerea jurământului militar, este adunată comandantul brigăzii, locnet colonel Chilivnic. Bună ziua! Fiecare eveniment, sărbători, Armata Națională reprezintă un de bucurie și satisfacție sufletească. Această zi ne oferă un bun prilej de a-i cinsti pe toți cei care de lungul celor 26 de ani au depus imense eforturi pentru apărarea patriei, legându-și destinul de gloria poporului moldav și îndeplinind cu succes serviciul militar în Brigada 1 Infanterie Motorizată. Три! Трупу полтропил! На центру формации! Марш! Republicii Moldova! Cetățeanul Republicii Moldova! Jur! Jur! Credință Republicii Moldova! Credință Republicii Moldova! Și poporul ei! Și poporul ei! Jur! Jur! Să ne apăr patria! Să ne apăr patria! Chiar și cu prețul propriei vieți! Chiar și cu prețul propriei vieți! Să respect legile Republicii Moldova! Să respect legile Republicii Moldova! Și regulamentele militare! Și regulamentele militare! Jur! 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 Cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, colonelului Leonid Карасев. Уважаемый господин министр, господа генералы, военные атташе, солдаты, сержанты, офицеры, ветераны, родители и гости. Так распорядилась история, что мне пришлось создавать первую мотопехотную бригаду и командовать ей 5 лет. Первая мотопехотная бригада была создана на основе 86-й пусковой дивизии, которая дислоцировалась в Бельске и Флоресте. Бригада формировалась в тяжелое время для республики в ходе вооруженного конфликта. Маленькая группа офицеров сохранила имущество, вооружение, боевую технику, которая явилась материальной основой для создания первой мотопехотной бригады и национальной армии. На nivelul Armatei Naționale le vom afla de la ministrul apărării Republicii Moldova, domnul Eugeniu Sturza. Pentru prima dată în istoria brigăzii Moldova, ziua unității este sărbătorită în piața Vasile Alexandrii din municipiul Bălți. Și tot aici, într-o atmosferă solemnă, 175 de tineri ostași au depus jurământul militar. Am ales să organizăm aceste evenimente în centrul municipiului pentru că am considerat că a venit timpul ca țara să-și cunoască ostașii, ca dumneavoastră să vedeți pe cei care mai bine de un sfert de veac sunt scutul de nord al țării, așa cum au fost numiți
militarii Brigăzii Moldova. Prin ordinul ministrului apărării al Republicii Moldova, pentru atitudine conștiincioasă față de îndeplinirea obligațiunilor de serviciu, rezultatele obținute în consolidarea disciplinei militare, profesionalism manifestat la îndeplinirea misiunilor de serviciu și cu prilejul celei de-a 26-a aniversări de la formarea Brigăzii 1 Infanterie Motorizată, se avansează în următorul grad militar, major, capitanul Serghei Peredernin. Capitan, locotenentul major Ivan Carasiov. Domn ministru apărării locotenentul Carasiov la ordin. Срез Республика Молдова. Se acordă diplomă de onoare locotenent colonelului Serghei Chilivnic. Zona neutralizare punctului bioinamicului, tehnicii de luptă, mijloacelor de foc.
noi, de sărată pentru combate țintelor aeriene și terestre, ușor cruzate, oameni cu toată, pătrușa forței viere la micro, la distanță de până la 2000 metri. Fața dumneavoastră se apăsează tot echipă de transport militar Zil 131, care remorchează la putinul de artilerie în și până la urmă în și armamentul de infanterie de tip PKT calibru 762 mm. Spațiul astăzi, în timpul generării, exercițiilor demonstrative vor fi utilizate cartușe de manevră. We'll be right back.
Thank you.